Deci am avut capitalist sau libertarian, exista și înainte de Rothbard. Rothbard cred că e cel mai bun, cel mai sintetic, cel care, așa cum Marx dă o mare, big vision de stânga, la fel și Rothbard de pe liberalism, pe libertarianism. Înainte au mai existat spunere, sunt în secolul nostru, ce Molinari iar a teoretizat ideea unei societăți fără stat. Deci o societate în care și apărarea, deci funcția principală a statului, poate fi oferită via agenții de protecție private. Rothbard, totuși, e un teoretician mai, așa cum am spus, mai, nu știu, mai complet. De exemplu, el e și economist, e și filozof politic, e și istoric. Dar găsim chestia cu etica, cum pune la cito pe etică, etica libertății și mai departe, și la ceilalți, la Spună și la Molinari, sau el la Spună, da. La Spună, da. Da. Molinari mai degrabă un economist. De exemplu, el refuză termenul de anarhist, nu vrea să fie asociat cu nebunii de pe stânga, teroriștii ruși, ce se mai întâmplă atunci. Refuză termenul. Chiar și Rothbard are problemă cu termenul, că nu-l acceptă din prima, dar în final îl folosește foarte des. Dar și Hoppe, dacă pe aia, când, nu știu, 15 ani, vorbea de private law society. Și acum folosește des anarhocapitalism, de cum arată. Dar au existat reținerile astea. Că na, termenul înseamnă fie fără stat, fie haos. Fie haos. Mă rog, libertarianul în vedere faptul că îți generează ordine. Deci, sistemul anarhocapitalist îți generează ordine. E o cale de a asigura checks and balances mai bună decât ce ai în mainstream, decât competiția între partide, separația puterilor, constituționalismul. Unii înțeleg prin anarhism without rulers, dar with rules. Fără stăpâni. Păi da, dar accepta asta. Libertarii, în societatea libertariană, nu e repede. Sunt ai principiul în agresiv, și toate. Asta e o axiomă. Și restul, toate decurg ca niște teoreme. Cred că ce vrei tu să spui e că unii văd anarhia ca fiind și fără reguli. Da, da, exact. Da, da. 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 Nu e cazul aici. Deci să aduce obiecția asta de 1000 de ori la adresa libertarianilor. Trebuie să spun, nu, avem reguli, nu avem un monopol care să ofere protecție, să ofere apărare. Nu avem poliție de stat, nu avem armată de stat, nu avem tribunale de stat. Sau, altfel spus, regulile se fac de comun acord.